Lupii nu au deocamdată niciun moment de respiro în cantonamentul de la Side, iar după ce luni după amiază au câștigat meciul cu Turan Tovuz, de marți s-au întors la programul obișnuit cu două antrenamente zilnice. Prima sesiune de pregătire a avut loc în sala de forță. Aveam în program antrenament de regenerare, ceea ce se poate foarte bine face și în sala de forță. Cei doi accidentați, cum se prezintă? La momentul ăsta nu vă pot spune foarte multe, par ok. Sper să-i recuperăm într-o zi, două, vedem. Dacă e nevoie de mai multe investigații, așteptăm decizia doctorului. De antrenament nu a fost scutit nici sărbătoritul zilei. Bart Myers, fundașul împlinind marți 26 de ani. Cantonamentul lupilor se încheie pe 14 ianuarie. Elevii lui Nicolae Constantin mai au stabilite două jocuri de verificare cu Lechia Gdansk pe 11 ianuarie și ÇSKA 1948 Sofia pe 13 ianuarie. Primul meci oficial al anului se va disputa pe 21 ianuarie de la ora 17 la Mioveni.